Moara. Pentru cea din tâi măsură, vă rog să mă ascultați. Duceți degetul la gură cu o mică întorsătură și puțin verificați. Printre celelalte spițe să enumerăm și moara, care macină bobițe cu alesele matrițe de cu zori și până seara. Iată, Biblia vorbește tangențial și despre ele, căci dantura se rărește și ce cade nu mai crește, ori sunt dinți, ori sunt măsele. Zeci de ani această moară macină delicatese, dinții buni sunt o comoară până când încep să doară și din circuit să iese. Unii spun că cea mai mare e durerea de măsele. Să vă spun, nu sunt în stare, își dă seama fiecare ce coșmar, ce chinuri grele. Nu se are în vedere că ești rege, că ești prinț, ai plăti oricât ți-ar cere să-ți aline o durere de măsele sau de dinți. Frumusețea unei fețe și dantura o extinde. Dinți frumoși, comori mărețe, ei ne ascund de tristețe când un zâmbet ne cuprinde. Uite, ce înțelepciune și ce dragoste fierbinte, și dantura e o minune dată de la creațiune, de la al nostru Sfânt Părinte. Fiecare au fost bine stabilite, trupul plin cu mădulare. Nu sunt puse la întâmplare, de El sunt întipărite. Ce-ar mai chiorăi stomacul de a-i avea numai gingei și ce greu s-ar umple sacul, cu ce să mai rost colacul și fripturile de miei? Am văzut cum rod pahare unii oameni fără minte. Pentru asta-ți dinții oare, e o nebunie mare, nu găsesc alte cuvinte. Cartea cu proverbe scrie despre un fel de oameni răi, plini de ură și trufie, care rup din carnea vie ca și fiarele din văi. Ei au săbii ascuțite, dinții ca să nimicească și măselele cuțite ca să taie, să irite și cu forța să domnească. Vai de cine cade pradă și e încolțit de ei, dinții transformați în spadă, sfâșie ca niște lei. Umilința prefăcută e ca tunetele bolții. Omul care te salută te va duce în derută când își mai arată colții. Fraților, Pavel ne scrie: fiți întotdeauna frați, să fiți plini de bucurie luptând pentru veșnicie, dar să nu vă mai mușcați. Curățiți-vă dantura cu lichidele curate, cercetați mereu Scriptura, căci ea ne îndulcește gura și ne scapă de păcate. Nu-l lăsa să se depună piatra vorbelor murdare, căci păcatul se adună, iar pe urmă o să spună: gura te-a dus la pierzare. Iar de cineva n-ascultă și continuă să strige, se adună piatră multă, iar când Domnul te consultă, ți-o va scoate cu cârlige. Nu privi cu ușurință sfatul din Scriptură dat, ești chemat la umilință, cu întreaga ta ființă fugi de tot ce e păcat. Lasă răii să zâmbească
chiar de plânge acum pe cale. Va veni o zi cerească când Iisus o să-ți plătească pentru lacrimile tale. Nu mușca din aluatul celor mândri și avari, cere de la Domnul sfatul. Cum să biruiești păcatul și să fii cu aceia tari? Nu-ți mai otrăvi dantura cu bucatele amare, vino și îndulcește-ți gura cu tot ce ne dă Scriptura, băutură și mâncare. Pentru ce să-ți cheltuiești arginții pentru lucruri pieritoare, pentru tulburarea minții, când în cer te așteaptă sfinții și viața viitoare? Și de ce cu murdărie setea să-ți o potolești, când există apă vie sus la tronul de domnie, sufletul să-ți răcorești? Gustă pâinea nemuririi ca să-i simțești a ei dulceață, jertfa sfânta ispășirii, sângele neprihănirii care dă lumii viață. Iar în ziua aceea mare, Domnul ne va transforma într-o veșnică cetate cu Iisus în slava viitoare și cu El în veci vom sta. Și cântând cu toți vom spune, da, acesta-i Dumnezeu, Domnul cu înțelepciune ne-a zidit și ne va pune cu Iisus, cu Fiul Său. Curățește-ți dar dantura, dinții omului ascuns, ca să poți să atingi măsura, codul ce ni-l dă Scriptura, pentru zbor spre necuprins. Amin.